Tot mai multe minore se prostituează pentru sume modice. Majoritatea care încep să practice cea mai veche meserie provin atât din mediul rural și urban, precum și din centrele de plasament. Motivele acestui fenomen sunt sărăcia, problemele de familie. Fetele recurg la acest lucru din cauza lipsei educației sexuale și a banilor. Oamenii sunt de părere că aceste tinere greșesc pentru că nu se gândesc la consecințele pe care le pot avea pe viitor. Potrivit unui raport, prostituția a devenit una dintre cele mai deranjante industrii la nivel mondial, atingând cifra de 40-42 de milioane de prostituate, dintre care 90% depind de un proxenet. Prostituția, chiar dacă e legalizată sau nu, tot va fi practicată, doar e una dintre cele mai vechi meserii din lume. De ce credeți că tot mai multe minore se prostituează? Cred că din lipsă de bani. La un moment dat trebuie să intervină și educația, depinde de educația pe care o primește în familie. Cred că la asta contribuie mai mulți factori. Foarte rea, foarte rea. Nu au educație. Nu primesc educație de la părinți și nici de la școală. Asta e necazul. Și nevoia de bani, pe urmă. Din lipsă de educație, zic eu. Și din faptul că nu le supraveiază părinții cât ar trebui. Și să se facă la școală chemie pe bază, cu conținutul ăsta. Nu știu ce să spun, condițiile sociale, reclama. Vai, mi-a pus o întrebare care mă închide. Asta e de după gândirea fiecăruia. Mai mult nu pot să comentez. Din cauza lipsei de educație, probabil.